Bună ziua! Azi vom realiza împreună pătrat croșetat. Toate culorile din acest pătrat sunt firul PIN. Dar vom avea nevoie și de o croștie 2.0 mm și o forfecuță. Să începem! Dau după deget. Mă prind cu un ochi de lanț. Și continuu. 2, 3 ochiuri de lanț. Iau firul pe croșetă și mă prind pe circuleț. Deci avem 1, 2, 3, 4. Trag prin toate, finalizez. Acum mai fac un ochi de lanț, iar iau firul pe croșetă și mă prind pe circulă din nou. Deci avem 1, 2, 3, 4. Iarăși trag prin toate, finalizez, mai fac un ochi de lanț, iarăși iau firul pe croșetă și tot pe cerculeț mă prind. Deci avem 1, 2, 3, 4. Trag prin toate, închid și fac un ochi de lanț. Voi face astfel pe acest cerculeț 8 astfel de bobițe. Deci avem 3, mai facem încă 5. 1, 2, 3, 4. Trag prin toate, finalizez sau închid, cum trebuie să ziceți, mă fac un ochi de lanț și iarăși continuu cu bobițe, până ajung la un total de 8 astfel de bobițe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bobițe. Fac ochiul de separare, strâng cerculețul și mă prind exact aici unde am unit prima bobiță. Cu un ochi alunecat, mă prind aici în primul spațiu și mai fac un ochi alunecat. Pentru că aici voi tăia firul. Și voi pune firul galben. Fac un nod magic. Mă prind aici, în primul spațiu. Într-un spațiu după circulețul nostru. Cu un picior uscut, fac 1, 2 ochiuri de lanț. Dau firul pe croșetă și fac iarăși aceeași bobiță. Deci 1, 2, 3, 4. Unesc 1, 2 ochiuri pentru separare. Iau firul din nou pe croșetă și voi face în același spațiu la fel o bobiță. Deci avem o dată pe croșetă. De 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Trag prin toate. Unesc. Acum fac un ochi de separare. Iau firul pe croșetă și mă mut în următorul spațiu și voi face stați că mi-a ieșit firele astea. Și voi face un picioruș dublu, două piciorușe duble, trei piciorușe duble, un ochi de separare,
Iau firul pe croșetă și mă mut în următorul spațiu. Și fac o dată, după, deci avem o dată, de două ori pe croșetă, de trei ori, de patru ori. Am format o bobiță, o finalizez. Iarăși, 1, 2 ochiuri de separare, dau firul pe croșetă și mai fac o bobiță în același spațiu, tot aici. Deci avem o dată pe croșetă, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Trag prin toate, închid. Acum fac un ochi de separare, iau firul pe croșetă și mă mut în următorul spațiu și voi face cele 3 piciorușe duble. Deci avem 1, 2, 3 piciorușe duble. Un ochi de separare și mă mut în următorul spațiu și repet cele două bobițe. Deci așa voi face tot acest rând. Să continuăm. Acum ne unim iarăși aici, la mijlocul primei bobițe, unde am terminat bobița, am făcut un ochi de un piciorul scurt, mă scuzați, mai fac unul în primul spațiu și închid. Iarăși tăiem firul. Vedeți cum deja pătrățelul nostru și-a forma. Voi schimba firul și voi pune culoarea maro. Am făcut un ochi de lanț și aici unde am rămas, mă prind cu piciorul scurt, una, două ochiuri de lanț, făcut un prim picioruș, dau firul pe croșetă, deci avem o dată pe croșetă, de două ori, de trei ori, de patru ori pe croșetă, trag prin toate, unesc, fac iarăși 1, 2 ochiuri de lanț pentru separare și în același spațiu voi face iarăși aceeași bobiță. Dau firul pe croșetă, deci avem o dată. De 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Trag prin toate, unesc, iar acum, din aici unde am unit, fac un ochi de lanț, și mă mut aici, unde am un ochi de lanț de la rândul anterior. Iau firul pe croșetă și voi face două piciorușe duble. Unul. Două piciorușe duble. În continuare voi face câte un singur picioruș dublu deasupra fiecare picioruș de la rândul anterior. Deci voi face iarăși trei piciorușe duble. Unul. 2, 3. Aici voi face iarăși, ca și aici, voi face din nou două piciorușe duble. 1, 2. Un ochi de separare. Iau firul pe croșetă și aici, între cele două bobițe, voi face iarăși două bobițe. Deci voi repeta acest colț. Deci 1, 2, 3, 4. Trag prin toate, unesc, fac iarăși una, două ochiuri de lanț, iau firul pe croșetă din nou, deci avem o dată și tot în același spațiu, iarăși bobiță. 2, 3, 4. Trag prin toate, le unesc și iarăși repet ce am făcut aici. Unul de separare. Aici vin cu două piciorușe duble. 1, 2. Și continui iarăși deasupra fiecărui picioruș câte un singur picioruș dublu. 1, 2. 2,
3 și continui cu piciorușe, două piciorușe duble iarăși aici, păstrez colțul, îl fac la fel și fac așa tot acest rând. Eu am schimbat rând pe rând culorile cum v-am arătat. Cred că ați înțeles ce vreau să vă mai zic o dată. Colțul se păstrează, după cum vedeți, iar toată schimbarea este aici. Avem prima dată 3 piciorușe duble, după creștem două pe parte și vin 7 piciorușe duble. După, iarăși, avem 11 piciorușe duble, tot două creștem pe parte și pe cealaltă, și iarăși, la ultimul rând, 15 piciorușe duble. Deci păstrăm același colț, un singur ordonat aici de separare și tot timpul creștem pe marginea cu cele două piciorușe duble. Acest model îl puteți folosi pentru păturică, pentru gentuță, un portofel, ce doriți dumneavoastră. Eu atât am avut să vă zic pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă aștept în continuare alături de mine pentru mai multe noutăți. La revedere!